Bun găsit! 20 de formațiuni politice, două blocuri electorale și un candidat independent au fost înscriși în cursă. Pentru a accede în legislativ, partidele au nevoie de 5% din voturi, blocurile de 7%, iar candidații independenți trebuie să acumuleze 2% din sufragii. Primul în buletinul de vot este Partidul Acasă Construim Europa, urmat de Partidul Acțiunii Comune Congresul Civic, blocul Renato Usatui și Partidul Șor. PAS este al cincilea în listă. Al șaselea este blocul comuniștilor și socialiștilor, după care urmează mișcarea profesioniștilor Speranța Nadejdă. PDM este al optulea, urmat de Platforma Demnitate și Adevăr. Al zecelea este Partidul Unității Naționale. Urmează Partidul Democrația Acasă, Partidul Noi și PDCM. Numărul 14 în buletinul de vot este Alianța pentru Unirea Românilor, iar 15 Partidul Verde Ecologist. În continuare, în listă este Partidul Legii și Dreptății. Partidul Puterea Oamenilor este al 16-lea în buletin. Formațiunea e urmată de Partidul Regiunilor, Partidul Patrioții Moldovei și Partidul Schimbării. Printre ultimele formațiuni care se regăsesc în buletinul de vot este Partidul Noua Opțiune Istorică și Partidul Oamenilor Muncii. Ultimul, numărul 23 în listă, este candidatul independent Vyacheslav Valko.